V-am spus că sâmbătă aducem pe bunica iarăși. Iarăși m-a părut. Și acum să spună bunica ce ne face bun. Astăzi, deodată, am vedere că e ziua nepoții, strănăpoții. Da. Facem un tort caramel. Uh-huh. Și pregăm toate astea și să vedeți cum să începe și cum să sfârșește. Da. Deocamdată ne trebuie 5 kg, 5 linguri de zahăr, să le facem caramel un pic. Uh-huh. Uite lingură. Dați focul. Așa. Eu am grijă așa. De el, bine? Acum trebuie să se topească zahărul, să ajungă și să facă caramel. Ok. Am eu grijă bunii de el și când dă să se facă așa culoarea un pic mai închis, atunci... Nu mai închis. Când începe să roșească, imediat să roșește, da. Da. În partea asta este rece, nu? Da, da. Lasă că am eu grijă de el. Fi liniștită. Acum începe să se topească. Da, mai un pic mult. Și atunci... Și atunci, mai departe, dumneata știi ce faci cu el. Laptele ne trebuie și să-l pui undeva ca să ne sticăm cu ouăle, cu zahărul și praf de vanilie și... E gata? Nu-i bine? Mai un pic. Mai un pic. Gata. Bun. Acum mai luăm după foc. Și unde îl punem? Aici? Nimic, că nu mă las la mine. Trebuie să pun aici o scândă de lemn, în asta. Dacă trebuie să se întindă, după cum se răcește, pe toată marginea sau fărătița oală. Da? Stai că atunci fac eu. Uite așa trebuie. Am înțeles. Lasă că eu fac, lasă că fac eu. Până se răcește, da. Până se răcește, cât de cât, și se depozitează sucul ăsta pe mărgine crătiții. Uh-huh. Uite așa. Stai că fac eu, lasă la mine. Că ți-l fac repede. Poftim, ai făr-tul repede. Asta. Deci acum lăsăm să se răcească, și... uitați. Aici, da, mai e caldă, se da. Și ce urmează? Îți dau laptele, ouă, ce vrei? La ouăle mai întâi să le mișcăm cu 5 linguri de zahăr. Trebuie bătute? Un pic așa, să nu se topește un pic zahărul. Ok. Vanilie, puțin rom poți să pui. Mm-hmm. Îți dau bolul ăsta, e bine? E prea mare. E prea mare, îți dau unul mai mic? Un micuțel. Da, ăsta? Da. Bate 5 ouă. Da? Sau 6 ouă. Le bat cu mixer, așa? Nu, așa întregi puțin, așa, să amestece un pic. Mai pun unul? 2, 4, 5. Nu, ajunge. Așa. Ajunge. Eventual, dacă mai pun unul în plus, la pișcotă. Ok. Așa, pune 5 linguri de zahăr acolo. Da, stai să iau lingură. 5 linguri de zahăr. Și
cred că aici îi... Nu, că mai... Mai trebuie să se răcească. Una, două, trei, patru, cinci. Bine. Și acum le bat un pic. Toatele așa cu furculița să amestici un pic. Nu, un pic să iau de aici. Dar și cu te urez că... Așa. De mult n-am bătut cu ăsta. Pe timpurile noastre, mai țin minte că era așa cu arc și băteam. Da. Da, mă descurcam și cola. Și făceam tortul de numai. Dar și acum mai există din alea. Și acum mai este. Nu am ce mixte, dar nu mi-e bine să fac. La compoziții mici cu mixterul. Mai bine fac cu furculița sau cu teul ăla și bine fac. Fac cu mixterul și am acolo robot care face tot și a luat și... Dar nu face cu el. Nu. Deci la robot nu... De ce nu mă bag la el? Că n-am... Deci n-am... Nu pot să aștept după el atâta. Poate cu mixterul fac mai repede. N-am răbdare. E un pic de vanilie cu gare. Imediat. Mai bat? E un pic de... Nu e bine. O linguriță de rom. Am pus. Acolo un lapte. Nu? Da. Stai da. Să bat un pic. Și-o mai trebuie bătute ouăle. Da. Cu mixer un pic. Să toarnă acolo un lapte. Ouăle. Bătute. Pornește cuptorul. Îl pun așa. Când mă vedeți că în momentul când pun laptele, este aici rece, și odată mai ține răceala pe ăla și nu se putește așa repede. Așa fac, da. Pornește cuptorul. Deci duba. Da, ca să se arăce în carbă laptele. Okay. Duba. Nu cuptorul, duba. Eu am duba. Eu am crezut că zice plita, știi? Că mi-e frică când duba, când cuptor, când... Nu mai știu, iar ieși. Încă e dar bine, nu se mai duce. Dar... Acum ce punem acolo? Aici? Da. Nimic. Ăsta se pune peste asta și se facă la cuptor. Aha. În moment ne punem și facem pișcota. Așa. Așa, din 6 ouă. Facem pișcota și atunci, dacă aici ferbe, ne uităm dacă ferbe, punem pișcota peste ea. Și lăsăm așa. O punem. Cred că ajunge doar atâta. Deci să ne explicăm, nu? Am înțeles. Nu, atunci punem macarele așa, că dacă pune rece, aia, aia, caldul. Așa, acum pune la cuptor. Dacă tot așa l-o văd ce schimbăm, punem și porculitele, nu mai era mai bun. Da, nu puteam să punem aici apă frită să fiarbă, trebuie în cuptor. Okay. Și cam câte minute stă? Acum nu pot să apreciez la cuptorul meu, este nu e așa special ca a vostru. Da. No. Acum noi vedem când fierbe. Da, și atunci dar să în momentul ăsta trebuie să mai lăsăm nu tare mult și să începem pișcota. Da. Că încep, eu cred, la cât ai cu la? La 170, 200. La 200. Lasă că o să văd eu când începe. Nu, să nu fie teamă. Nu, o să înceapă să fiarbă, dar atunci imediat când fiarbă. Uite, mă uit la ceas să văd câte minute. Acum îi
13 fără 20 la noi. Nu, să separă, hai să facem separat. Lasă că deloc facă, eu am mixer și imediat e gata, pentru 5 ouă imediat e gata, blatul. Dar degeaba îl fac, uite, e acolo, atunci înseamnă că îl pun pe partea de jos. Știi? Acum să vedem în câte minute. Anci, dar poți să pun la tine în cuptorul tău. Blatul, da. Da, du-te de drumul la blatul. Nu se poate, blatul peste el trebuie. Peste el trebuie. Da, dar când e gata, deci să-l coc numai la alt cuptor. Dar nu înțelegi, deci blatul trebuie pus păstă. Acolo când ferbi, la atunci îl pui păstă. Și trebuie să ai blatul făcut, trebuie peste el pus. Și băgat iarăși la cuptor și ținut iarăși până. Am înțeles. Nu. Da. Păi dacă nu știu... Păi nu înțeles. N-am înțeles, am zis că trebuie foaia de plat. Nu. Nu se bate. De aceea am zis, hai să separăm și să putem încet. Dacă zici că când ferbe acolo, nu trebuie prea mult lăsat. Când ferbe, atunci pun pișcota ca să se îmbidă și crema de acolo și pișcota. Să nu s-o dezvitați. Am înțeles. Na, acum... Acum facem imediat. Da, pune ceva mai mic față. Ce mai îndit ai dat cu gălbenușul? Ce are? Ceva? Da, mai mic nu am. Te las la așa. N-ai, nu? E sărat. Am, da. Așa e obișnuită. Așa e obișnuită. Imediat îți dau acum, lasă-mă pe mine. Aici, acolo în coș. Trei. Aproape tot. Și asta e zahăr. Trei, patru. Zahăr vanilat. Patru. Stai să spun, 4, 5, de praf, ăsta e zahăr vanilat, da. Pun 6? Hai, pune 6, dacă îmi pun 6 acolo, pune 6. Acum ăsta îl dau dumitale, da? Da. Și eu mă pun să bat albumul. Haideți să pun un praf de tot. Vișine, mai aia aceea. Da, este. Vișine disocute, să nu disfaci un borcan pentru... Este. Avem din borcanul ăla ce am desfăcut, știți? Da. Nu chiar tot să punem. Așa. Acum punem zahăr, 6 linguri de zahăr. Cu partea asta, dacă vii așa bine, da, să fac așa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le pun o dată tot. E bine așa? Pune. E bine.
Da, acum asta îl fac și asta cu misterul un pic, să vezi da, ce. Să stăm un pic, că dacă nu doresc să nu fiarbă pe ar. Mai are. Asta merge încet. Pune asta acolo pe... șase linguri. Păi pun prima dată asta. Stai, stai, stai. Deci prima dată exact, ouăle bătute, adică gălbenușurile bătute, păstă spumă. Una, două, trei, patru, cinci, șase. Șase. Așa? Că bine. Facem așa ușor să se facă fain. Da, e suficientă făina aceea. Mai vrei să pun ceva aici? Vișine. Vișinile, pun și vișine. Stai. Vișinele și cireșele făcute iată că mă... zahăr. Cum să zicem, prinde da, bine. Îți prinde bine astea. Da. Lasă un pic, ziceam că o să mi-ți terasă la frișcă. Dar mai lasă, avem, că mai avem. Avem. Mai nu te necăjut. Și mai este în piață, încă mai este lișe. Mai cum? Acum poți să scoți afară oala, cratița cu laptele. O aduc aici pe... pe... aceea, pe da. Aceea. Așa, așa, ok. Deci, am rezolvat pe bunica. S-a năcăjit. Da, uite, că a ieșit. S-a năcăjit. Așa lasă trebuie să fie. Lasă că țindina așa să fie. Da, da. Să nu se ducă toată la mijloc. Bine. Pune-o, pune-o și... Aha, trebuie așa întinsă peste tot. Aha. Așa. Dar asta n-am mâncat niciodată. Crezi? Eu... Dar ai mâncat la bunica ta. Nu. Nu care am făcut, să știi că... Să știi că... La Paște, la Crăciun, că mie tare mult îmi place. Să știi că eu când fac o rețetă ceva, eu pomenesc pe bunica mea că de acolo am învățat. Și spun, uite, așa a făcut bunica mea. Și Angel zice, dar și bunica mea, așa, așa, așa. Și ea povestește de bunica. Da, asta chiar că... Da, și eu de soacră mea, când ea că așa făcea, ea că așa făcea. Ce să facă? Așa este, dar cine ai învățat? Trebuie să-l pomenești. Acum să bag iarăși la cuptor, dragile mele.
și poate ea să crească cât oprește, că trebuie să crească, să ține. Am văzut, am văzut. Dacă ai filmat. Ce? Am tras cu degetul și am pus. Da, no. Și eu o fac. Și eu o fac. No. Așa, acum dar crește acum. Să bagă la cuptor acum? Da, să bagă la cuptor și o să crească. Nu trebuie dat cuptor un pic mai încet. La 200, știi? Că a fost... așa. La 200. La 200. Ce mai facem până să se răcească? Asta, până se răcește. Așa. Eu de obicei fac de seara și dimineața răstor. Da. Sau fac dimineața și seara răstor. Deci să știi el complet rece. Rece. Și atunci crateța aceea o pui deasupra crătiții și o întorci cine. Așa. Și atunci vine toată pe tavă. Pe tavă, da. Deci o pun aici în tavă. Da. Când e gata răcită. O răstorn da. Aici. Da. Și atunci pun frișca. Și atunci se poate pune frișca și se folosează cum vrem. Am înțeles. Deci că trebuie să scurgă aici, că mai există, să mai lasă sirop. Siropul. Și pișcota vine jos acum. Așa. Și crema de jos vine deasupra. Am înțeles. E, și deasupra vine da. Frișca. Da, 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 da. Da. Atunci, deci când ai răsturnat trebuie să fie în ceva care să curgă da. Siropul. Ăsta și e bun. Să pune așa deasupra crătiții, da. Așa să ține cu degetul ăsta de cratiță. Da, cumva, da, și o răstor. Și să se răstornă și... Da, am înțeles. Știi, doar, nu? Da, da. Auzi, ce m-a zis? Știți cum se răstoarnă o cratiță? Am înțeles. Ne înțelegem noi cam greu, da. Dar bine. Da. Da. Dacă n-am auzit, n-am văzut, n-am făcut da, niciodată. Deci nu au făcut niciodată și nu. De unde să știm? E prima dată. Am mai spus și spun că teoria ca teoria, dar practica e bumoară. Exact. Ai mai spus asta. Chiar ai mai spus. Până nu vezi, până nu dai seama. Da. Da, așa e. Parcă ți se pare complicat, dar după ce ai văzut... După ce ai văzut, e ușor, da. Atunci a devine toate ușoare. Da. Acum așa de când să crească și ce să mai... Și acum să vedem cam câte minute stă la cuptor. Da. Păi stă, minute, deja au început să se ridice. Mhm, să ridică. Zic, sunt o jumătate de oră sau... Mai da? De o oră, dacă uite începe să ridice, chiar. Deci noi toată treaba asta am început la 1 fără 20, la 13 fără 20. Și acum deja e 13 și 5, nu 7. Nu m-am uitat la ceas, nici n-am cronometrat niciodată. Da, acum să vedem cât stă în două. Da. Acum vreau să vă spun că s-o copt. E coaptă, dar trebuie să fie rece complet, să fie rece, nu pot ca să o răstorn acum. Și o las pe cuscă, să o răstoarne ea pe seară sau mâine dimineață, e mai sigur că se dizolvă siropul acela de zahăr ars în ea și este mai bine atunci când o răstoarnă. Acum eu nu să-i să mă duc acasă, că mai am și o treabă și nu am făcut nici mâncare și ia ca așa. Dar acum atât cuscra poate să facă. Să o răstoare și deasupra să pună frișcă și să o aranjeze, că știe și ea să facă așa ceva. Bun, eu o las pe mâini bune. O lasă pe mâini bune, vă garantez. Nu pot să stau atâta timp aici până mâine ca să pot să o fac. Cel mai sigur, mâine dimineață poate să o disește complet. O răstoarnă și atunci asta vine jos și crema deasupra vine, de sub vine deasupra. Și atunci vine frișca și puțin ornamentată și bine. Da. Da. O să fac eu asta, da. Deci o torn, o răstorn
Da, și atunci pun frișca deasupra și poate mai punem ceva acolo. Da. Și o să o fac eu când vii, când izolă micuța lui, atunci o să fii mulțumită ceea ce vezi. Nu, bine, îți garantez. O lași pe mâini bune. Păi mă gândesc. Fii liniștită. Da. Fii liniștită că o lași pe mâini bune. Nu, bine. Ne descurcăm cumva cu el. Deocamdată atât am putut să facem, că fiind sâmbătă și având și treburi și am făcut tot posibil, am venit dimineața, am făcut asta, dar mai departe nu pot să fac, că există așteptări. Da, exact. Noi vă mulțumim frumos pentru vizualizările ce ne le dați și sperăm să putem să facem mai multe. Cât om putea și să mă ajut și eu încet. Mai gândite, da, mai făcute una peste alta, mai nu știu ce, să poate face lucruri bune. O mai răfim noi din când în când. Acum băiatul meu o să plece la lucru, o să lipsească un timp, dar când o să revină, mai o furăm noi pe bunica, așa, din când în când. Da, mai vine și mai mă... Da. Dacă nu mergem noi la ea. Ea locuiește la țară și atunci nu ne trebuie mașină ca să ajungem la ea. Îți merg 7 km până la mine. Și atunci lăsăm până când e băiatul acasă și atunci ne duce. Da, până atunci, dacă chiar are mare nevoie, poți să mai semai, este mama Luangi. Mama Luangi care e poate. Fică mea care poate să mă aducă cu mașină, da. Să fiu solicitată. La urgență, la urgență oarecare, o mai aducem. Acum vă dorim numai bine. Cam atât a fost pe ziua de astăzi. Și atunci mâine. Și mâine o să o răstorn eu. Mâine o să. Da. S-a lăsat un pic, dar e bine așa, nu? Da, da. Okay. Bine, că atunci ea din el, partea de jos, din el, sunt dreaptă. Da. Okay. Sunt dreaptă ea. Sunt dreaptă ea, ok. Jos, vă dorim numai bine. Să ne vedem cu bine. La revedere. La revedere. Pe mâine. Pe mâine. Asta o punem la răcit. La răcit, da. Așa. Și o stupăm cu prosopul. Și stă bine așa. Da. Și puii ăia, tot s-au auzit, hai să-i le arăți și puii ăia doi care ia, da, care odată bunica mea la Natalia, doi puișori. Stai că-i arătăm. Uitați aici, cei doi puișori, i-o dat la Natalia. Eu cred că-s doi cocoși aici. Nu cred. Nu? Nu stai cocoși. Mai durează cam o săptămână până să deosebește ei cât ce sunt. Uh-huh. Uh-huh. Dar sunt geloasă puțin, că parcă-s mai frumoși ai tăi ca ai mei. Unde sunt doi, sunt mai frumoși. Eu am și mai mult, dar mulți noi și cu defecte. Fără ochi, cu ciocul strâmb și așa. O ieșit mulți cu defecțiuni. Dar problema îi că o zis Dacian, mami, te-ai gândit dacă îs amândoi cocoși? Că noi nu le tăiem, dacă noi le aducem aici, clar că nu le sacrificăm. Și zice, mami, dacă îți doi cocoși ăștia, o să ne cânte. Vă dă deșteptarea la ora 3, noaptea, la 12 noaptea, vă dă deșteptarea. Da. Ei cântă la ora fixă. La ora fixă, da. De multe ori mă uit la ceas când cântă. Și chiar atunci când trebuie să cânte, atunci cântă. Da. Așa-i cocoșii. Da. No. Și o să avem și noi ceva care ne încântă. Da. Ăștia doi, prichindei. Mai un pic ai și venit? Sarea fard în coș. Ai venit să vezi cocoșii? Spune, mami, da. Natalia. No, ok. Vezi, îi place Lara de tine, mami, vezi? Ai văzut? Așa, deci... Bună ziua! Astăzi e o zi mare pentru noi, o zi minunată, fericită, binecuvântată, nu știu cum să vă mai exprim. Acum o să ornez tortul al lui bunicuța
că astăzi e ziua lui micuța noastră și... Salut și tortul. Nu, lasă surpriză, lasă tortul da? Acolo, surpriză. Tortul în deci Natale. Acum am făcut așa cu... cu cuțitul de troata, nu cumva să țină mărginile ceva. Așa. Și acum trebuie aici, și acum, cum o zis bunica, păi pune, trebuie răsturnat. Pune asta așa. Așa? Păstă. Exact, că așa o zis să faci, știi? Așa. O, oh, e caramelizat. Am făcut bunica exact cum ai spus. Caramelizat. Aha, caramelizat, da. Cu caramel. Așa. Și acum trebuie cu, cred că trebuie cu frișcă, așa e? Da. Punem, o zis că să pun frișcă și... N-ai făcut niciodată asta, așa e? Niciodată, nici n-am văzut cum arată măcar. Da. O zisea că după ce o întorci, trebuie cu frișcă, așa frumos. Și să nu mai pun cremă de ciocolată. Nu. Eu zic că nu mai. Atunci pun în frișcă suc din ăla de la vișine, știi? Cum am văzut atunci, am făcut așa roz și iapnișoară cumva, știi? Și nu mai pun și ciocolată. Deci ăsta e tort de caramel. Dar parcă nu-i drept. Păi, fă-l așa drept, știi? Taie de acolo. Crezi? Știi? Da, da. Așa. Ca să-l faci drept, știi? Stai să... Așa. Poate fie... nu fac bine, poate nu, da, nu, 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 nu. Îndreaptă-l și atunci pot să-l ornez. Îl îndrept cum vrei tu, știi? Știu că mai de mult a făcut tortul ăsta. Mai de mult. Da, aici mai vine frișcă completare, da, și da. Îl fac eu. Deci atunci okay. Bag frișca cu suc de la vișine. Ok. Știi? Ok. Sirop până la... Da. Tu și poți să ștergi aici. Zahăr. Am pus două linguri de... De zahăr pudră cu vanilie, nu? Da. Îl punem la frigider acum să stea. Sper că nu o ceartă bunica că n-am făcut bine. I-au zis să pun numai frișcă. Nu, păi eu am pus să fie frișca roz. E bine așa. Dar trebuie să fie roz, nu? Vreau să pun aici pe margini, știi? Da. Să vedem.
E și ud. E ceaiul ăla care... E siropul ăla. Siropul ăla care curge cumva. Să... Dar dacă pun la frigider, nu cred că mai e problemă. Dar acum, pentru mine, e problemă, că alunecă. Frișca pur și simplu alunecă. O să iasă fain. Trebuie să un pic așa nivelat frumos și o să iasă. Mai trebuie răbdare cu ea. Uite ce fain iese, vezi? Deja are un pic de contur. Prinde culoare. Exact. Așa. Le pui deasupra. Arată super. Serios? Mm-hmm. Când o taie să fie frișcă multă, așa da, să... Da. Dar nu stă, să știți că nu stă. Fiindcă alunecă. Eu sunt după mână. Dacă nu stă, atunci pui puțin, știi? Ca să nu... Păi aș pune toată, ce să mai las? Eu. Să nu am surpriza să se ducă toată jos. Așa, fă așa. Eu fac? Așa. Eu cred că ar trebui să o las la frigider, să se întărească frișca și după aia să mai pun ce am de pus pe ea. Da. Să ornesc, că mi-e frică de ea. Oare cum o fi bine? Oare se duce frișca asta toată jos? Nu. Sau rămâne aici? Vedeți? Eu fac în direct. Da. A făcut una săraca un tort, ceva tort, așa, mai... Și l-a tăiat, dar l-a arătat, gata, făcut. L-a tăiat și a zis, uitați ce tortuleț frumos am făcut. Tăiem o feliuță să gustăm din ea, să vedeți ce minunată e. Dar nu au spus cum l-au făcut. Rețeta o să vă pun eu, dar nu știu când, că n-am timp. Și bine a fost. Și bine a fost. Pă bune, chiar ieri a fost asta. Dar eu cred că trebuie pus la frigider. Și atunci să-l ornez. Da. Că curge, curge, curge siropul da, din el. Da. Ok, pune-l la frigider. Eu acum așa chiar am poftă să-l fac. Sincer, dar mi-e frică, nu știu cum să procedez. Ce să fac? Pune-l în frigider puțin. Nu l-aș pune. Păi... Îl ornez și îl pun imediat în frigider. Nu, ok. Știi cum zic? Ok. Atunci nu mai pune așa multă frișcă, știi? Nu mai pun, gata. Gata, nu mai. Nu mai pun. Să-l șterg puțin. O să șterge puțin. Și dacă vreau să-l orneze... Îl ornez și atunci îl pun direct. Că n-am eu răbdare, acum eu vreau să-l fac. Am văzut că ai și niște granule din alea de bilințe.
că de-aia... Biluțele alea așa albe, știi? Ca copiii mi și eu. Biluțele alea albe, să le pui aici pe margină, știi? Uitați ce flori au primit Natalia. Grandiole. Bunica s-a eu cumpărat, adică eu. Da. Și mai avem de ornat un pic până în curte. Puțin. O să filmăm când e gata. Așa. Zic eu că ar fi trebuit altfel, dar i-am luat niște floricele. Asta e centru, nu? Da. Și atunci așa pun eu și frunzele. Așa. Așa. Când îl vede bunii, nu s-au așteptat. Da. Și pune și frunzele. Știi să pui frunzele? Sper așa. Că da. Așa, așa, uite, vezi? Sper super. Că da. La fiecare două, cred că e prea mult. Nu, nu, pune două. Două la fiecare. Uite ce frumos arată. Uite, vezi? Arată frumos. Unde să pun asta? Unde vrei tu, acolo pe lângă. Așa. Bună idee a avut cu trandafirii. Și uite ce fain arată. Au puii noștri. Asta l-am pus eu prea, dar nu-l mai mișc. Nu, nu-i mai pun altă, nu-i mai pun frunză atunci. Că e prea aproape, știi? Și pune frunza aia, unde vrei tu? Acolo în mijloc. Yes! Așa. Vă place? Stați că încă nu-i gata. Mai vine ceva. Doamne, ajută-mi să nu lase așa. Aia pui pe margină? Da. Ok. Să nu lase mult. Deci cocos de nucă. Nucă de cocos, invers. E fix invers, am zis. Cocos de nucă. Dar cu... Cred că cu aromă de căpșune, cred că e. Nu arăta! De ce? Lasă să termin! Așa, pe margine. Uite ce frumos arată. Uite acolo. Uite așa. Ok. Așa. Bine, aici trebuia mai bine, dar s-o lăsat că da, s-o lăsat, e siropul. Că e siropul ăla acolo și... Dar arată super. Chiar arată fain. Ce surpriză îi fac eu la bunica mai ceva ca la Natalia. Cine mă vede spune, hai repede, repede, pune la frigider, că da. Se lasă tot. Așa. Și cu ajutorul Dumnezeu terminăm și asta. Așa.
Așa. Aș mai pune eu. Biluțele alea albe să le pui. Le pun. Alea ca perla, știi? Da. Alea o să arate foarte bine cu alea. Și unde pui? Așa, pe acolo? Aha, aha. Știi tu ceva? Știi tu ceva? Aici, cum să pui? Wow, ce bine arată! No! Chiar că nu mai am cuvinte ce să mai zic. Chiar arată superb. Super. Da, este biluțe și albastre care ar fi vrut. Nu-i bai, arată fain. Uite ce frumos arată, super. Dai să vină Daci. Super arată. Deci așa tortă n-ai mai făcut de mult. Într-adevăr, eu nu prea le am cu împodobitul. Da, nu, dar le-ai făcut super. Mirela, fiica mea, e specialistă în așa ceva, să știți. S-o prostite acum când a fost acasă, că era mai mult supărată, fiindcă o venit din Germania, anume să-și facă dantura. Că acolo trebuia să plătească vreo 5.000 de euro. Și aici cu 1200 parcă, o rezolvat totul. Cine mă aude și are problemă cu așa ceva și le cere mult în Germania, a venit în România. Așa. Super. Și mai pui ceva? Parcă aș mai pune, dar n-aș mai pune. Eu zic că nu mai nimic. Pun lumânările. O să le punem, dar prima dată trebuie la... Alea poți să le pui pe margină, știi? Ha! Ha! Pe margină. Chiar? Pe margină? Nu! No, bine, ok. Și unde mai pui? Așa cum ai spus tu, pe margină. Eu am zis că pe margină jos, știi? Da, bine, și așa. Ok. Bine, și așa, da. E, într-adevăr, e prea... Prea bombat. E, nu bombat, prea încărcat. Încărcat. Dar dacă le-am luat, nu vreau să le las. Îți place? Wow! Știe, mama mea, ce frumos. Da. Face concurență cu cofetăria de Domețianu. Să vă arăt și eu. Nu, că vreau să vadă surpriză când îi spuneți la mulți ani. Nu! Da, atunci fac... Nu! Ascultă-mă, atunci fac live. Nu să așa. Live. Nu, da. Ba, aia fac live. Asta rămâne pentru spectatorii care o să vadă mai încolo. Asta am făcut la fetița mea, ei place mini. A fost astăzi după tot și când am văzut-o, așa de cuminte a fost fetița mea, așa de mult i-a plăcut. Când am venit acasă, ea normal nu doarme după masă. Și când am venit acasă, i-am spus, no, acum ne culcăm, facem nani. Și acum doarme după masă, numai fain când vine copiii să fie în formă. Asta e tortul făcut de străbunica a lui Natalia, bunica lui Angie. Angie, sunt
Spune, eu l-am făcut, spune. Vinovat. Acum suntem, dacă e bun la gustare. Da, mă ajută, sigur asta e bun. E foarte frumos. De asta, și aia, și asta. Ok. Da.